Se pare că există o teorie a conspirației. Uite și unde s-a dus, habar n-am. O să vină el. Hello, hello, dragilor! Ce faceți? Am pus aici, în speranța că totuși bruma asta de lumină care se anunță, se arată, o să vă facă să vedeți culoarea mea la păr, cum mi-a ieșit părul într-o lumină mai bună. Pentru că ce s-a văzut în clipul ăla când v-am arătat cum a ieșit culoarea era total pe dos. Da, ce faceți? Toată lumea bine? Eu n-am mai filmat de câteva zile, n-am mai făcut niciun vlog, nimic, pentru că nu m-am simțit super bine. Nu am răcit, nu nimic, dar nu am avut o stare foarte bună și nu m-am simțit foarte bine. Și noroc că am mai făcut altceva, doar că astăzi trebuie să recuperez, să filmez, pentru că avem clipuri de făcut în plus. Pentru că, în fond și la urma urmei, a fost o idee foarte bună asta cu a avea și daily vloguri și clipuri din astea de stat jos. Știu că nu toată lumea gustă daily vloguri, știu că nu toată lumea gustă clipurile de stat jos, știu că toată mult se așteaptă să avem numai daily vloguri, dar uite că au fost zile cum a fost astea în care, efectiv, n-am avut chef de nimic. Dar ne revenim, suntem bine, mi-am făcut un ceai, ne punem pe treabă, am o supă pe foc, vreau să fac o supă de pui pentru că n-am mai făcut de câteva săptămâni și supa de pui cu tăieței la mine este ceva constant, adică la mine există ceva constant. A, și apropo de asta, am intrat în săptămâna Crăciunului. La final de săptămâna asta o să fie Crăciunul, nu știu exact când o să pun vlogul ăsta, cred că mâine, poimâine, așa, și o să îl vedeți și o să fie numai bine, că după aia mai avem altceva de făcut. Și vine Crăciunul. Mi se pare incredibil, mi se pare absolut incredibil că deja am ajuns la Crăciun. Da, a trecut foarte repede luna asta. Nu mă așteptam să treacă așa de repede, mă așteptam să mai avem, nu știu, niște chestii de făcut, să mai zăbovim așa pe aici, să mai mă plictisesc puțin de voi, dar nu m-am plictisit. Voi v-ați plictisit de mine? Be honest. Ok. Hai să ne punem pe treabă, să ne apucăm, că oricum, după cum vedeți în spatele meu, voi puteți da seama că am foarte multă lumină. Da, zilele de aia magice de decembrie. Și am constatat că, de fapt, nu numai eu, am constatat, se pare că și climatologii și meteorologii și nu numai, au spus că decembrie este a patra lună de toamnă sau cumva a treia lună de toamnă, s-a mutat cumva toamna. Deși în septembrie, din ce mi-aduc eu aminte în ultimii ani, este o lună ploioasă, urâtă, chiar de toamnă, după care vine octombrie și începutul lui noiembrie, care sunt luni aproape de vară. Și exemplu cel mai bun a fost anul ăsta când în octombrie am avut, nu știu, și 27 de grade. Bine, anul ăsta n-a fost ploioasă luna septembrie aici, aproape deloc, dar în alți ani a fost. Și după aia noiembrie a fost cum si cum sa și decembrie a fost de câțiva ani, decembrie este așa mohorâtă, așa o lună de asta de toamnă. Adică vlogmesul ăsta, nu știu, mai, bine, eu când mă gândesc la vlogmes mă gândesc și la zăpadă, adică îmi doresc și zăpadă în vlogmes și mi se pare că nu mai merge ideea de vlogmes. Trebuie să schimbăm numele, oricum se numește nimeni ăsta ca idee. Trebuie să mutăm Crăciunul. Nu mai merge cum. Dacă nu-i zăpadă, trebuie să mutăm Crăciunul. Asta este. Facem o petiție și mutăm Crăciunul în altă lună. Poate în ianuarie, că așa ianuarie e cea mai plictisitoare lună din an. Așa se spune. Ianuarie este cea mai plictisitoare lună din an și ar mai fi una. Stați că am mai zis, că parcă am mai auzit că mai este o lună care e foarte plictisitoare. Ia spuneți-mi voi care credeți că e cea mai plictisitoare lună din an pentru voi. Bun, hai să mă apuc de treabă, că eu de fapt acum mă întind la vorbă cu voi ca să nu mă apuc de ce am de făcut. See you later. Cât de duceți voi pe acolo, colo pe geam, dar s-a înseninat, ceea ce înseamnă că o să fie frig la noapte. De fapt, s-a și anunțat că vor fi cel puțin minus 6 grade la noapte. Which is a lot. S-a înseninat afară, dar aici tot întuneric e, pentru că deja soarele se duce la apus și eu sunt în outfit-ul meu clasic, că voiam să vă anunț că am revenit. Am avut câteva zile în care am ieșit din outfit-ul ăsta, dar am revenit și uitați-vă ce accesoriu am. Așa am filmat, da. Se pare foarte haios și m-a din bine dispus și îmi dă o stare foarte bună. Și am terminat cu filmatul și acum am pus legumele la supă.
le las și pe ele să fiarbă, după care putem să mâncăm supă. Avem liber la mâncat supă, yes! Și ce mai am de făcut? Da, de editat, da! Da, sunt cu creierii împrăștiați, v-am zis că nu am avut tocmai cea mai bună perioadă. În ultimele zile, cu creierii capului, n-am stat tocmai bine, de aici și coarnele mele. Și da, este mirific. Revenim puțin mai la lumină aici. Suntem mai bine, nu? Mai puțin purici, sper. Da, revenind mai la lumină așa, cu coarnele mele care nu intră în cadru, I'm sorry, sunt cu urechile, pardon, scuzați, cu urechile. Am auzit o informație pe care trebuie să o verific înainte de a avea, da, sigur, legată de Reni, Lumoș, Crăciun, dar se pare că există o teorie a conspirației și se minte foarte mult în ceea ce privește lui Reni, Lumoș, Crăciun. Așa că stay tuned, pentru că trebuie să-i verific informația, să văd dacă este adevărată și cred că am fost păcăliți și tot ce știm noi despre Reni, Lumoș, Crăciun este o minciună! Așa, acum mă voi apuca de editat, să dau la copiii aia de afară să mănânce ceva, că tot vine frigul, și să le dau ceva mai consistent să mănânce, și mă apuc de editat și vedem după aceea ce mai facem. Astăzi iarăși n-a fost o zi... M-am apucat foarte târziu de vlog, că e 4 deja și am filmat și m-am apucat târziu de vlog, pentru că mood, dar acum m-a bine dispus. M-a bine dispus cornițele mele. Și cum ziceam, este foarte bine. Am gândit-o foarte bine pe asta cu postatul de clipuri în avans, din astea de stat jos, am zis, și zile în care nu filmez, pentru că, uite, sunt, altfel aș fi căzut în drama lama de anii trecuți și n-aș fi vrut. Dar așa mi-am revenit și am revenit la sentime de voi bune. Și putem să ne ocupăm de Nicmas. Chiar stăteam și dezbăteam cu mama de dimineață. Stăteam cu ea și mă gândeam când se face, când este ziua de facere a piftiei. Și am pe aici. Parcă aveam ceva pe acolo. Când este ziua magică de facere a piftiei? Trebuie să mă uit, să mă decid săptămâna asta când este ziua, că mai am ceva planuri pe ziua de astăzi și vreau să văd când e ziua magică de facere a piftiei, fiindcă trebuie să se întâmple, că abia aștept. Este singurul lucru pe care îl aștept de Crăciun. Da. Singura mâncare, de fapt, pe care o aștept de Crăciun. Eu fac de piftie de Crăciun și mai fac, nu știu, după aceea când îmi trece suprasaturația aia de piftie. Chiar despre asta vorbeam și în clipul pe care l-am filmat. Și o să avem piftie. De veste. Am deja... aproape tot ce-mi trebuie, mi-ar mai trebui niște urechiușe. Mi-ar mai trebui niște urechiușe ca să am și cartilaj, să și ronțăi cartilaj, așa, să las gât, din ăla îmi place. Că fără urechi, cam slăbuț, așa, cam amărâtă piftia. Că eu arunc mare parte din, pe lângă oase, mai arunc și grăsimea, tot ce înseamnă grăsime o scot din piftie, mă rog, nu o arunc, o dau la căței, adică la mine nu se pierd lucrurile așa ușor, dar le dau pielea, o scot de acolo, șoriciu, dacă pun, îl scot că nu-mi place textura pe care o capătă după ce e fiert, ce mai scot? Da, grăsimea și șorici și piele și tot ce înseamnă, astea le scot din piftie. Și rămâne strict carne și cartilaj de la urechi. Atât rămâne în piftia mea, în materie de parte solidă. Eugenia, spre exemplu, este genul de persoană care îi place foarte mult gelatina. Mie îmi place să fie așa un amestec, adică să fie jumătate-jumătate. Nici prea multă gelatină, dar nici prea puțină. Nici prea multă carne, dar nici prea puțină. Și dacă se poartă cu mai puțină carne, mai multă carne slabă și mai puțină grasă. Pentru că carnea grasă mie mi se pare grețoasă. Sunt singura? Aparent sunt cam printre puținii, adică îi văd rostul când gătesc, îi văd potențialul, dar nu pot să o mănânc, mai ales grasă, dacă e ceva gras, nu pot. Când simt că grăsime din aia, carne de aia grasă, efectiv mi se blochează maxilarul și nu pot să o... textura aia mă face să mi se blocheze maxilarul și nu pot să o mestec. Și tot timpul am, da, de-aia o evit. Dar îi înțeleg rostul și înțeleg că este utilă și înțeleg că dă gust fripturii și înțeleg că este bună, dar na. Fiecare cu piticii lui, nu, ce vreți. Eu am un stol de pitici, o colonie întreagă, o insulă întreagă, nu doar unul. Așa. Hai să mă apuc de editat și vă rămâi mai încolo. Că trebuie să vă vorbesc de meci, de grinci și mai trebuie să vă vorbesc de ceva. Da.
See you later, alligator. Hai mai tu, puiule, aici. Ce faci, mă, puiule, mă, aici, mă? Ce faci, măi, pui mix, cum si drag aici? Ce face fata mea frumoasă? Ce-a făcut? Doarme fata și mami a trezit. O, a trezit mustățoasa. Îmi pare rău, iubita mea. Îmi pare rău că am trezit mustățoasa. Îmi pare rău. Îmi pare rău, scumpete. Mustăți scumpe. O, Doamne, o, Doamne, ce grea e viața. O, alea, mai încearcă. Hai, mai încearcă, mami, mai încearcă, mai încearcă să te... Să te iert. Hai. Hai, hai. Aoleu, uitați-l vă la ea. Ce greu e. Ce greu e. Am băbat, am băgat la burtie, că am uflat burticucea. Ce. Îmi place mie albustul de aici. Și are o blăniță atât de fină, atât de cătifelată, parcă-i mătase. Și aici m-am ars la cuptor. Făceam cartofi copți și am dat cu mâna în grătarul de la cuptor. Da, just so you know. Ah, sper că n-am mascara întinsă pe toată fața, pentru că am plâns un pic de la ceapă. Imediat vă zic și de ce. Dar da, hello, este seara, este foarte târziu. M-am băgat în niște chestii, în niște mail-uri și niște chestii și după aia am început să mă uit la documentarul cu Harry și cu Meghan. Inițial n-avem de gând să-l văd, pentru că am eu niște păreri așa despre toată povestea asta, dar până la urmă am decis să-l văd că se tot insistă cu o campanie din asta de denigrare din partea curții și am zis să văd care-i treaba cu documentarul lor. Mă rog, așa zis documentar, am văzut două episoade până acum. Până acum plusează pe faptul că Meghan e o tipă care a fost, nu știu, foarte bine dezvoltată înainte să-l cunoască pe Harry și cumva încearcă să-i facă campanie de imagine ca lumea să înțeleagă că nu, vezi, doamne, nu s-a dus după banii lui sau după statutul lui și așa mai departe. Ce vreau eu să zic e... Sunt conștientă că de ambele părți se folosește o manipulare din asta de presă și de marketing excesivă, deci... Este atât de ciudat că, de exemplu, cei de la Palat au făcut evenimente și au pus la punct niște chestii exact în zilele în care a apărut documentarul. Adică când au apărut primele trei episoade, William și cu Kate erau la Boston și arătau lumii cât sunt ei de cuplu fericit și extraordinar și cum susțin ei planeta și nu știu ce. După care, când a apărut a doua parte a documentarului, celelalte trei episoade, au organizat petrecerea de Crăciun, adică fix în ziua aia, ca să arate. Și fac foarte mult push pe Kate, care, dacă nu știți, Kate la ora actuală este cel mai popular membru al familiei regale. Culmea, dintre toți, ea a devenit cea mai populară după moartea reginei și... Da, mă bagă tot timpul în față, o fac foarte mult, plus că am văzut foarte mult paralela asta cu Diana. La fiecare apariție publică a lui Kate încearcă să facă o paralelă cu Diana și mă enervează cumplit chestia asta, pentru că lumea sau nu prea uitat, sau mă rog, cei care sunt tineri poate nu știu, dar majoritatea oamenilor nu uită ce s-a întâmplat cu Diana și cine a omorât-o pe Diana și cum s-au întâmplat lucrurile cu Diana și cât a suferit Diana de pe urma lor, a familiei regale, da? Și acum să faci genul ăsta de campanie și de paralelă și tot felul de chestii, cum Diana o ține în brațe pe Kate și cum o aprobă și cum nu știu ce, astea sunt niște chestii de manipulare și nu vă lăsați păcăliți de lucrurile astea. Deci, dar, repet, sunt conștientă că de ambele părți sunt niște lucruri făcute, calculate, cu atenție. Din primele episoade ale documentarului,
Mi se pare că e decent. Mi se pare că discursul este decent, nu este acuzator, deocamdată doar povestesc așa cum s-au întâlnit ei, care a fost faza, treaba cu paparații, în cazul în care nu știți sau nu credeți, să știți că pe bune în Anglia, tot ce înseamnă paparații și presă de scandal este foarte agresiv. Adică acolo este ceva horror. Începuseră Shine-ul noștri într-un timp să facă treaba asta. Până li s-a mai... Până au început câteva procese serioase. Mi-aduc aminte la un moment dat, nu știu, prin anii 2000, de o vedetă de la noi, nu zic care, că n-are importanță neapărat care, a anunțat că se desparte de soțul ei și el vedetă la rândul. Și venea de la aeroport. Și-a oprit-o pe autostradă de la aeroport spre București încoace. O încolțiseră paparații și efectiv băteau cu pumnii în mașină. Femeia fiind cu copilul de câțiva ani, 2-3 anișori, avea copilul în mașină, vă dați seama. În halul ăla ajunseseră și ai noștri. Dau cu pumnii în mașină, i-au blocat mașina, șoferul ei a trebuit să facă niște manevre de-astea periculoase, rău de tot, să facă niște chestii. Așa, și... A fost, s-a lăsat cu scandal atunci și de atunci după aia au mai încercat ei să împingă limitele așa și dar au început procesele și după aia a venit și GDPR-ul că, apropo de asta, mă uitam și la americani, și la youtuberi americani cum pun chestii și nu știu ce și să știți că, deși nu pare, pe noi GDPR-ul ne salvează de foarte multe lucruri. Adică noi suntem protejați bine de GDPR. Faptul că nu știm și că nu știm să-l folosim în avantajul nostru, asta e partea a doua, dar să știți că GDPR-ul ne salvează și ne protejează foarte bine, pentru că văd niște chestii la american cel puțin, cum iau unii imagini și pun și le fac și le întorc pe toate părțile, ferească Dumnezeu, te doare capul, deci nu unde se poate ajunge. Asta apropo de și de faza cu spartul conturilor. Da, n-am rezolvat nimic cu Facebook-ul, nici la ora actuală n-am rezolvat nimic cu Facebook-ul meu, dar... Tot așa sunt în pom și nu știu ce să fac cu Book Club-ul, că mi-e așa de o jenă să le zic fetelor de la Book Club să se... Ha, iarăși ne mutăm pe un alt cont, iarăși facem altceva, mi-e așa o jenă, nici nu știu. Efectiv, nu știu ce să fac, dar o să rezolvăm noi zilele astea. Altceva, ce mai vreau să vă zic? Da, am făcut supa aia, a fost foarte bună, după aia v-am zis, m-am băgat în mail-uri și în alte povești. După care m-am uitat la asta, mi-am făcut și niște cartofi copți cu salată de ceapă, că de-aia am și plâns, ne-am tocat ceapa. Și pentru cine nu știe cum se face salata de ceapă, este foarte, foarte complicat, pregătiți-vă, țineți-vă bine, luați-vă un caiet, că aveți nevoie de un caiet să notați rețeta și aveți nevoie să stați jos și să vă înarmați cu multă energie. Sunteți gata? Da? Gata? Bun. Deci, luați o ceapă, două, cât vreți voi. O tocați mărunt, așa, solzișor, mărunt. Puneți sare. Ați notat? Sare, oțet și ulei. Da? Să fie așa, să aibă... O să vă dați voi seama care e gustul potrivit. Și asta e tot. Da. Asta e tot. Mie îmi place foarte tare salata de ceapă, pentru că... merge foarte bine cu fasole. Deci nu există ciorbă de fasole fără salată de ceapă la mine. Și merge foarte bine și cu cartofi. Cartofi copți, așa, în coajă. Și îmi place cartofii să-i ard puțin, mai ales pe două părți, așa, să-i ard și să rămână crusta aia acolo, așa, să mănânc, chiar dacă e negrită. Și mi se pare una dintre cele mai bune combinații și cea mai bună mâncare. Pot să nici nu-mi dai, nici nu mă interesează de alte și... milifonfleuri și alte chestii, că nu-mi trebuie, adică n-am nevoie, sunt foarte fericită cu combinația asta, deci aș mânca zilnic dacă s-ar putea. Evident, merg cartofii și cu unt și cu sare sau cu unt și cu cașcaval sau cu unt și cu ceva, dar n-am mai vrut să insist pe partea de lactate pentru că așa bubuie pielea și nu mai vreau și după aia mă trezesc și cu dureri de stomac și nici de alea nu vreau. Și așa că mă abțin, da? Prefer să rezum la salată de ceapă cu cartofi. Cam asta a fost după amiaza mea, publicat clipul, am făcut diverse pe aici, am făcut supă, cum v-am zis, am mâncat, m-am ocupat, n-a fost o zi foarte interesantă așa și foarte intensă, de-aia m-am apucat ziul de filmat.
Și acum pe seară mă gândeam să văd dacă reușesc să citesc. Că, efectiv, de când am fost cu Nick Măsu, n-am mai putut să citesc nimic, pentru că m-am trezit foarte devreme ca să pregătesc clipurile, să le aranjez, sau mă culc foarte târziu, depinde de situație, mâine am iarăși treabă. Și tot așa am fost și n-am apucat să citesc. Până nu se oprește Nick Măsu, nu o să apuc să citesc. Și am două cărți de terminat la book club, am o restanță, am o carte începută și neterminată, am multe, așa, și să vedem dacă reușesc să le storcesc în săptămâna care a mai rămas până la finalul anului, ca să fie pe decembrie. Și după aceea, după ce vine ianuarie, vom vedea noi ce se mai întâmplă pe mai departe. Da. Rest, alte update-uri. Argentina, că a câștigat Cupa Mondială, pe departe, deci efectiv nici nu știam cu cine să țin. Îmi doream să câștige Argentina pentru Messi, pentru că merita să câștige și el o Cupă Mondială. Nu sunt eu tocmai fan a felului în care a jucat Argentina, dar nici Franța n-a jucat bine. Ca sufletul, deci nici Franța în prima parte, în primele trei sferturi de meci, nici nu a existat pe teren, din punctul meu de vedere, nu știu. Pe de altă parte, eu țin tot timpul la Mondial, le țin cu Franța, este echipa mea de suflet, având în vedere că noi nu avem echipă și nu avem fotbal, și întotdeauna Franța este echipa mea de suflet la Mondiale și țin cu Franța, nu știu, deci n-aș putea să vă explic de ce, pentru că sună bine limba, habar n-am, nu știu. Dar v-am zis, am fost foarte împărțită așa între Franța și Argentina și până la urmă a câștigat Argentina pentru Messi, ceea ce e foarte bine, și mă uitam acum și pe TikTok la niște clipulețe și povesteau ăștia de toată coeziunea care e în echipa Argentinei și cum s-au unit toți ca să-l ajute pe Messi să câștige Argentina pentru Messi, și o întreagă poveste din asta și cum sărbătoresc argentinienii, ceva absolut incredibil cum s-au adunat oamenii. Da, frumos, frumos de altfel. Fain, nu știu, dacă v-ați uitat la meci, spuneți-mi și mie. Până pe la Euro 2024 nu o să mă mai uit la meciuri, așa că nu o să mă mai uit la fotbal, că nu am la ce, adică la Euro și la Euro, dacă îl prind așa și dacă am dispoziție, și până la mondialele din 2022 până în 2026, mai mult. Dar da, să vedem ce o să fie, că nu știu exact. Până atunci eu nu mă mai uit la fotbal, nu mai trebuie, nu mai am la ce să mă uit, că nu mai e nici campionat de snooker, parcă nu mai e, că așa l-am aprinsese, snookerul, și nici altceva, în materie de sport nu am la ce să mă uit, așa că la fotbal ne mai auzim prin 2024, dacă mă voi uita la europene. Da, în rest, relaxat. Vremea urâtă, știți cum am spus, astăzi frig, în noaptea asta o să fie și mai frig și tot așa, adică decembrie de la Mohorât, nu s-a întâmplat nimic, de aia n-am filmat zilele astea, pentru că nu s-a întâmplat nimic, totul este monoton și mohorât. Dar trece, că am intrat în săptămâna dinaintea Crăciunului și trece, că v-am zis că dezbăteam cu mama când să fac piftia, chiar să-mi aduc aminte să scot alea din congelator. Adidas și să-i scot din congelator, să se dezghețe ca să pot să-i pun la... După aia, mâine, poi mâine, vedem când ne apucăm de piftie, să facem piftie. Da, așa. Și în rest, nimic nou sub soare. Udi a venit cu doi geri acasă, da, a venit cu doi zeli, a venit cu aceea mami. Haide, ala mami, haide cu aceea, aia duci tu mustăcile tale, ce somnoroase. Aoleu, cât e de somnoroasă, doamne. Zice, mami, eu munții foarte tare. Și astăzi, și azi noapte, munții mult. Lasă-mă în pace. Sunt obosită, ce nu-mi tricepe. Sunt obosituțea. Sunt obosituțea. Gimini nu ne tratează cu prezența. A mâncat în seara. Nu știu unde s-a dus, habar, da? O să vină el. Te audi ce ești cu mami. O să vină și Gimini, că o să-i înghețe coada. Într-o oră să mă miaune pe la ușă, că îi îngheață codița. Și așa, de audiție a rămas cu mami și este o obosită. Este foarte obosită fata mea, deci nu aveți idee de cât de obosită este. Nu muncește mult, nu vă dați voie, mă, doi șoarici. Doi șoarici să-i prind. Unul mai mare așa și unul mai mic așa. Ia. Ia.
Multă muncă, păi. Cum, mami? Atâta muncă. Da. Și e frig. Și nu-mi pace. Dar da. Nici ei nu-i place cum e vremea de afară și stă mai mult prin casă și o plictisește. Dar da. Nu atenteze la braț, suntem cu mincele. Of, doamne. Nici nu știu ce-am făcut eu să merită pisica atât de cuminte. Că v-am zis că este atât de cuminte de nu se poate. Nici nu știu ce-am făcut eu să merită atâta pisică cuminte. Atâta pisică cuminte, mama. Hai, te uiți tu la cameră. Nu are nicio treabă, niciun stres. Nu-i trebuie. Ai. Altă viață. Altă viață. Dacă ne-aș carpină mami la bărbiță, altă viață. Ăsta e punctul nostru sensibil. Aici s-a, azi ne place. Da, deci de principiu cam asta a fost. Am povestit așa cu voi un pic. Și de acum încolo ar trebui să se mai anime lucrurile săptămâna asta, pentru că am intrat pe ultima sfântă de metri până la Crăciun și ar trebui să se mai anime lucrurile, să vedem, poate ajunge și la târgul de Crăciun, că tot mă negociez cu fetele să vedem dacă ajungem la târgul de Crăciun. Nu știu. O să mai vorbesc cu ele să vedem dacă vor să mergem. Trebuie să mă duc să mă demachez, să mă spun pe față și pe dințișori și încerc să citesc ceva, dar nu promit că-mi iese. Și nani, că mâine iar mă trezesc la 5. See you later. Ciao!